mi-a fost condusă viața în așa fel încât nu am mai avut stăpânire pe ea. Și asta mi-a bulversat și mi-a afectat toate deciziile pe care le-am luat ulterior. Te-ai simțit abandonată? Da. M-am simțit abandonată de foarte multe ori, deși am avut întotdeauna o relație bună cu tata. O să sune dur, dar nu mă plăceam, pentru că nici ai mei nu m-au plăcut. Am trecut prin violență domestică, dacă asta era întrebarea. Prin abuz psihologic mai mult. Prima palmă pe care am primit-o și felul în care, la momentul respectiv, pentru că mi-era rușine, ăsta e un alt subiect, rușinea asta românească care o să ne omoare pe toți într-o zi. Am dat explicații penibile, cum că m-am lovit în baie, în loc să mă duc să depun o plângere la poliție. Toată țara cunoaște familia Roman. Îi cunoaște dramele, dar nu-i cunoaște și poveștile. Viața copiilor a fost tot timpul în lumina reflectoarelor. Dar nimeni nu a primit șansa să o cunoască și pe Katinka Roman. Un om altfel decât îl vezi conturat în presă, ne-am propus să te aducem azi în oglindă, cu bune și cu rele. Cum ești tu, de fapt? Asta e o întrebare complicată, Mihai, pentru că cred că toată viața luptăm să aflăm cine suntem. Și unora ne reușește, altora nu. Eu personal în acest moment simt că sunt pe drumul cel bun. Care e drumul de acum? Off. După o perioadă foarte complicată în care au fost extrem de multe schimbări în viața mea, în care a trebuit să înfrunt niște probleme de viață reale, nu ca cele povestite în presă, apropo de ce ai spus mai devreme. Am parcurs toate etapele vieții ca orice persoană de pe pământul ăsta. Întotdeauna cred că acest gap între felul în care sunt și felul în care am fost descrisă, să zic așa, în presă, a constituit poate cea mai mare frustrare a mea, de care nu mi-am dat seama foarte mult timp, pentru că am fost prinși în vârtejul ăla de monden, presă, TV, mirajul showbiz-ului și ne-am realizat că, de fapt, la un moment dat m-am pierdut pe mine. Pentru că nu mă mai simțeam bine nici în acele cercuri, activități, genul acela de viață și nici nu mai eram eu însumi. Să înțeleg că trăim prin intermediul presei, fără să-ți dai seama, deciziile pe care le iei în viață sunt cumva conturate și de ce se scrie despre tine. Oh, da, pentru că bineînțeles că am trecut și prin faza de negare în care îmi spuneam, ce contează, nu mă interesează ce spune lumea despre mine sau ce părere are lumea despre mine. Și lucrurile nu stau chiar așa, pentru că indiferent de ce paravan îți pui tu, se întâmplă lucruri, te întâlnești cu oameni în viață care deja și-au făcut o părere despre tine, fără să te cunoască. Și atunci este de ori relaționarea este pornește greșit din prima secundă, ori după aia este extrem de complicat și ciudat să reconstruiești cumva. De fiecare dată trebuia să mă justific. Cum te conturau oamenii? Ca fiind superficial, copil de bani gata,
ipocrită, lipsită de conținut, lucruri de genul. Cel mai dureros titlu de ziar pe care l-ai citit? Oh, au fost așa de multe, Mihai, că nici nu pot să aleg. Dar care te-a afectat? Pot să dau unul, da. Foarte, care mi-a revenit de curând, știi? Petre Roman a pierdut alegerile din cauza faptului că fata lui Catinka Roman a făcut copil cu un stripper. Și a fost așa? Nu chiar. Lucrurile sunt nuanțate în viață. Nu, am făcut copil cu un băiat care era un coregraf foarte talentat. Și cred că tocmai latura asta artistică m-a atras la el. Care nu era stripper, n-a fost niciodată, care era mult mai tânăr ca mine, într-adevăr, dar acest lucru n-are absolut nicio legătură cu parcursul politic al lui Petre Roman, să fim serioși. Că ai vorbit de el, a fost greu pentru tine să crești într-o astfel de familie? Da, a fost greu. Și poate acest lucru mi-a influențat decizia ulterioară de a nu mai avea un partener tradițional. Îmi dau seama acum. Pentru că probabil cumva inconștient n-am vrut ca și fata mea, Calina, să crească într-o atmosferă de genul. Ce atmosferă? O atmosferă într-o familie disfuncțională, așa cum sunt foarte multe, așa, care în afară de faptul că avea problemele ei, trebuia să parcurg, cum să zic eu, să pară și să arate într-un anumit fel pentru public. Ok, au fost și 15 ani, poate nu, mai mult, cam așa, cam 15-16 ani și înainte de revoluție și de ce s-a întâmplat după. Însă și atunci, într-un anumit fel, mama mea era o personalitate în București și cumva, la o intensitate mai mică, a existat același tipar. Hai să ne întoarcem în copilărie. Ok. Micuța Catinka, trebuie să înțeleagă oamenii că pe tine nu te cheamă Roman, în primul rând. Că tu ai un tată. Când s-a produs ruptura între tatăl tău, natural, da, și mama? Sunt amintiri pe care le ai? Sau? Nu, pentru că eram extrem de mică. Părinții mei au stat 10 ani căsătoriți, mama a rămas însărcinată foarte târziu. Și din câte am înțeles, deja lucrurile între ea și tatăl meu nu mai mergeau așa de bine, însă amândoi au ținut să facă copilul, așa. Rezultatul a fost că s-au despărțit când eu aveam până într-un an, 8, 9, 10 luni. Ce s-a întâmplat acolo? Nu știu să spun foarte exact, chiar am vorbit cu tata de curând pe acest subiect și mi-a explicat că pur și simplu au simțit că nu au aceleași priorități în viață și că s-a rupt ceva în relația lor. De genul, pur și simplu n-a mai existat acea chimie între ei și au hotărât să se despartă. Petre Roman avea să devină tatăl tău vitreg? Când aveam deja 6 ani. Îți aduci aminte momentul când, da, a venit? Da, foarte bine. Cum ai reacționat? Eu eram un copil extrem de introvert. Extraordinar de introvert. Poate într-un fel ușor pentru părinții mei, pentru că unde mă puneau, acolo stăteam. Dar foarte dificil în alte direcții. Și acum mama îmi spune că ea nu m-a înțeles niciodată pe deplin. Și că a avut o mare problemă cu chestia asta, cu să mă citească, ca să zic așa.
Nu, eram foarte mică, n-aș putea să-ți spun acum exact care au fost sentimentele din acel moment. Eu eram la bunicii mei din partea mamei, care erau ambasadori în Elveția, petreceam acolo vacanțele de vară, iar el era încă legat cumva de Toulouse și de Franța. Mama mi-a explicat la telefon că s-ar putea să apară cineva la noi în familie și au venit împreună să mă vadă la Berna. Și mi-au aminte că mi-a și adus un cadou foarte impresionant, adică o bicicletă, lucru care a mai îndulcit colțurile, cumva. Ți-a fost tată? Nu. Eu am avut întotdeauna un tată. Un și tată biologic. Pot să spun că din anumite privințe mi-a fost mentor. Pentru că mi-a încurajat foarte mult latura intelectuală. El însuși, fiind interesat de artă, muzică, literatură și provenind dintr-o familie de intelectuali de înaltă clasă. Și din punctul ăsta de vedere, chiar pot să spun că am primit un sprijin și m-a ajutat foarte mult pentru a mă defini. Ca părinte, nu l-am perceput foarte bine. Cumva, relația dintre ai mei era extrem de apropiată, trăiau în bula lor, erau foarte îndrăgostiți, foarte pasionali și cred că nu mai era foarte mult loc de o a treia persoană. Te-ai simțit abandonată? Da, da, da. M-am simțit abandonată de foarte multe ori, deși am avut întotdeauna o relație bună cu tata, dar, na, ce să zic, fiecare are viața lui până la urma urmei și pentru un copil de vârsta aia este complicat să gestioneze situațiile de genul. Acum înțeleg mult mai mult. Am avut foarte mari frustrări din cauza asta și foarte multe perioade în care a trebuit să lucrez la asta, la frica de abandon, dar și am învinuit și pe ai mei, bineînțeles, am trecut și prin perioada aia de învinuiri și de frustrări, dar acum, cu maturitatea și cu experiența de viață pe care le-am căpătat, înțeleg mult mai bine lucrurile și le dau și lor circumstanțe atenuante. Că se iubeau? Da, că se iubeau și că au dorit să-și trăiască povestea lor. Fără tine? Da. Cu mama ai discutat vreodată despre lipsa ei? Despre senzația asta de abandon pe care ai trăit-o? Am discutat, nu la modul ăsta frontal, pentru că în momentul în care mi-am găsit eu curajul și liniștea sufletească ca să pot să ating subiecte de genul, foarte sensibile pentru mine și pentru ea, normal, ea avea deja o vârstă și trecuse prin foarte multe necazuri. Și atunci m-am gândit că n-are rost, că oricum nu pot schimba lucrurile, nu le pot da înapoi și la ora asta sunt suficient de puternică încât să le mestec, ca să zic așa, și să le integrez în viața mea și să trec mai departe. Oana a apărut după 9, când tu aveai 9 ani, da. Avea să apară un nou copil în familie. Pe parcursul copilăriei voastre, ați fost unite? A fost vreun soi de gelozie? S-au făcut diferențe la voi în casă, între tine și Oana? Da, s-au făcut diferențe. Dar cred că asta vine tot așa, cum să zic eu, nu neapărat, adică a fost o chestie foarte subtilă. Să nu te gândești că au fost diferențe, că ei cumpărau mai multe jucării sau
N-am mâncat mai mult sau mai puțin? Da, bineînțeles că nu. Am primit din punctul ăsta de vedere exact aceeași atenție. Pe amândouă ne-au sprijinit să facem studii, să învățăm, să avem activități. Însă undeva la nivel subliminal așa, exista o oarecare diferență, la modul că comportamentul ăsta venea, îmi dau eu seama acum, după atâta timp, tot din acea relație foarte, foarte pasională a lor. Pentru că, într-un fel, mama se simțea obligată, să zic așa, să acorde foarte multă, foarte multă atenție fructului rezultat din pasiunea lor. Nu știu dacă mă fac bine înțeleasă. Da. Avea să vă afecteze relația? Da, sigur că ne afecta relația. Și altă chestie la care m-am stat să mă gândesc după aia, ai mei n-au știut să ne unească. Eu cred că în momentul în care există mai mulți copii într-o familie, este și rolul părinților să modereze relaționarea dintre ei, dacă ea este dezechilibrată în vreun fel. Ori ei nici n-au făcut ceva în mod special, ne-au lăsat pe noi să gestionăm singure acest lucru. Ori fiind foarte mare diferența de vârstă, sigur că acest lucru a fost destul de complicat. Spuneai ceva mai devreme că ai fost acuzată că Petre Roman a pierdut alegerile din cauza că fiica lui, fie ea și o fiică vitregă, și-a permis în acele vremuri să aibă un copil necăsătorită fiind. Un lucru foarte grav în societatea românească de atunci, pe care oamenii poate nu înțeleg acum. Scuze-mă că te întrerup. Chiar este foarte amuzant, pentru că pe vremea aia a fost un scandal infernal, sincer, și eu am resimțit o presiune enormă în momentul în care am luat decizia să păstrez copilul. Acum toată lumea vine la mine și îmi spune: wow, ce cool, ce mamă cool ești, ce mișto că ai putut să faci ce ai vrut tu și că toată viața ta ai făcut ce ai vrut tu. Vreau să te întreb altceva. Da. Dacă Petre Roman ți-a reproșat lucrul ăsta? În mod direct, nu. Dar? Au încercat să-mi influențeze decizia. Mai exact? Mai exact, am avut o mică problemă de sănătate exact în prima lună sau a doua în care am rămas însărcinată. Și i-am rugat să mă ajute cu un doctor și când am ajuns la doctorul respectiv, el a încercat să mă convingă că e mult mai important să-mi rezolv problema de sănătate decât să păstrez sarcina. Însă, eu fiind genul care nu mă las, cum să spun, influențată foarte ușor de părerile celorlalți, m-am apucat să mă informez, să citesc, să întreb și mi-am dat seama că evaluarea doctorului a fost mult, mult peste realitate și că, de fapt, situația nu era deloc gravă și că asta nu m-ar fi împiedicat nicio secundă să-mi duc sarcina cu bine până la capăt. Eu i-am iertat, sincer. Am trecut peste. Și sunt extrem de bucuroasă că o am pe Calina. E cel mai minunat lucru care s-a întâmplat și culmea este că acum și mama este extrem de fericită. Trebuie să înțelegi că eram într-o perioadă în care viața noastră ne scăpase complet de sub control. Toate reflectoarele erau asupra noastră. Existau și oarește probleme de cuplu. Sora mea era adolescentă.
Mama avea probleme din cauza faptului că era în poziția în care era, avea probleme la muncă. Deci erau extrem de multe lucruri adunate. Și cu siguranță venirea unui copil din Flori, oarecum, să zic așa, adică cu un partener care ieșea din normele societății la vremea respectivă, era încă o presiune în plus pentru familia noastră. Tu ai trăit cu tatăl Calinei? Am trăit 2 ani de zile. Ne-am despărțit, uite, vezi că, și că se spune că de obicei ai tendința să repeți pattern-urile familiale, da? Și fără acum, tot așa cu recul, îmi dau seama, eu m-am despărțit de tatăl Calinei când Calina avea 8 luni, exact ca și mama. Aproximativ din aceleași motive. Nepotrivire. Nepotrivire, da. După care s-au mai întâmplat, acum revenim puțin la ce am discutat mai devreme, s-au mai întâmplat tot felul de lucruri de gen. Și la un moment dat, după ce s-a născut ea, mi-am dat seama, stai puțin, că cumva îmi pare cunoscută schema asta, ca să zic așa. Oare nu e ceva în neregulă? Și acela a fost momentul în care am decis că am nevoie să merg la un terapeut. Pentru că eu singură nu reușeam să văd obiectiv situația în care mă aflam și drumul pe care trebuia să îl apuc. Și ce ți-a spus terapeutul atunci? Acea terapeută mi-a schimbat viața, ca să zic așa, sună clișeistic, dar asta este realitatea. Și m-a ajutat să încep un drum foarte lung. La momentul respectiv nu-mi lipsea aproape nimic, ca să zic așa. De ce sunt nefericită? De ce sunt dependentă de privirea celorlalți? De ce mi-aleg întotdeauna bărbați trofeu? De ce nu sunt mulțumită cu mine, cu felul în care arăt, cu, cum să zic eu, cu realizările mele personale sau profesionale? Permanent o stare de neliniște. Și atunci mi-am dat seama și am spus că asta nu sunt eu. Eu sunt o persoană extrem de optimistă din fire. Nu vreau să-mi trăiesc viața tristă, într-o tristețe, că eu sunt de părere că avem ce trăim acum în viața asta. Și atunci este foarte mare păcat să irosești acest lucru. Viața e un dar extraordinar de care trebuie să ne bucurăm. Și cred că de foarte, foarte, foarte multe ori noi suntem cei care ne-o complicăm foarte tare. Ce a fost cel mai greu să, din lista asta pe care ai avut-o la terapeut, ce a fost cel mai greu să schimbi? Să mă împac cu mine. Să mă plac eu pe mine. Pentru că din acest plăcut vin foarte multe alte lucruri. Adică se rezolvă foarte multe alte lucruri. Pentru că în momentul în care te placi, se schimbă automat și percepția celorlalți despre tine și relaționarea ta cu oamenii din jur. Deci aveai 39 de ani când părinții tăi, da, aveau să se despartă. Un capitol extrem de dureros pentru mama ta. Aș vrea să întreb, în ce fel ai putut să-i fii alături și ce a însemnat pentru ea și pentru voi ca familie? Complicată întrebare. Am fost alături de 100%, pentru că întâmplător, în momentul respectiv, locuiam cu ea în aceeași casă și cu Calina. Pentru mama a fost o lovitură foarte grea. Și cred că pentru orice femeie ar fi același lucru. Să te desparți
de bărbatul iubit, pentru care ai sacrificat foarte multe lucruri, la vârsta pe care o avea ea, în situația în care era ea, a fost foarte rău. Foarte, foarte rău. Și pe aia acest lucru a dărâmat-o. Ea n-a mai fost aceeași după, niciodată. Și bineînțeles că acest lucru a avut un impact foarte mare și asupra noastră. Pe de altă parte, cred că și mai greu i-a fost Oanei. Pentru că, oricum am luat-o, eu trecusem într-un fel deja prin această situație. Aveam experiența unei despărțiri. Chiar dacă eram foarte mică atunci, cumva am, cum să zic eu, gestionasem, trecusem, analizasem și mă obișnuisem cu ideea că aceste lucruri se pot întâmpla în viața unui copil. Dar pentru Oana, cred că a fost groaznic. Și cred că este în continuare. Pentru ea foarte greu. De ce crezi asta? Că este încă și acum greu. Încă și acum greu, din cauza felului în care s-a întâmplat lucrurile, din cauza faptului, nu că lumea se mai desparte. Nu vreau să dramatizăm. Acum știți foarte bine care e rata divorțurilor în lume și nu numai la noi. Însă felul în care s-a întâmplat această despărțire și faptul că cumva el a simțit nevoia să șteargă cu buretele absolut tot ce a fost înainte. Lucru care la mine nu s-a întâmplat, pentru că mama și cu tata au avut o relație bună. Mă rog, probabil că au fost un an, doi în care lucrurile au fost mai tensionate, dar după aceea relația a revenit la normal și amândoi au vorbit, s-au sfătuit în ceea ce mă privește, au discutat, tata a venit la noi în casă cu viitoarea lui parteneră, cum să zic eu, au integrat-o și pe Oana, deci n-au fost probleme pentru Oana, ca să zic cât de greu cred eu că a fost pentru ea. Mi-aduc aminte că eram mică și la un moment dat, după ce a venit tata să mă vadă pe mine, a venit în vizită și bineînțeles că i-a adus și ei ceva și am discutat și așa. Când a plecat tata, a întrebat-o pe mama că ea de ce nu are doi tați. Așa, revenind la situația de acum, deci cred că pentru ea a fost absolut înfiorător ca să fie ștearsă, anihilată din viața unui părinte care era al ei. Tu ai știut să-i fii alături? Oanei? Am învățat să-i fiu alături. Noi am avut o relație cu suișuri și coborâșuri, așa cum am vorbit mai devreme. Dar în timp am construit și bănuiesc că s-a întâmplat același lucru vindecător și pentru ea. S-a maturizat. A trecut ea prin experiența de a fi mamă, a avut de gestionat niște situații și atunci sigur că experiențele comune ne-au apropiat. Îmi povestea cu lacrimi în ochi că momentul în care era să moară practic în spital, singur om care a trecut pragul pe lângă iubit a fost tu. Da. Rest nimeni. Așa este. Așa este. Dar vreau să întreb, de ce ai preferat să te recomanzi în public cu numele de Roman, Catinca Roman? Pentru că trebuie să vă imaginați un pic situația de atunci, din 90. După o revoluție, după ce mi-am văzut părintele, partenerul mamei la televizor și am aflat de acolo că este implicat în ceea ce se întâmplase, după ce nu mai puteam să ieșim pe stradă decât cu pază, deci s-au întâmplat niște lucruri
așa. În momentul în care mergeam undeva și mă prezentam drept Katinka Zilahi, toată lumea mă întreba de ce Zilahi și nu Roman. Și am explicat o dată, de două ori, de 10 ori, de 500 de ori. A 500 una oară am decis că vreau să simplific lucrurile care deja erau foarte complicate. Te-ai gândit vreodată la ce sentimente nutrești față de un om care practic a distrus atâtea vieți? Da, chiar m-am gândit. Mama ta, Oana, ți-a influențat poate viața ție, poate și a Calinei? Cu siguranță. Da, m-am gândit. Chiar m-am gândit de multe ori. Și am trecut prin mai multe etape. N-aș putea să spun că de la început am știut ce sentimente am. Am trecut prin perioada de negare, după care am trecut prin perioada de frustrare, în care am zis că, wow, cum e posibil așa ceva, ca un om să nu suferă nicio consecință a ceea ce face, după care mi-am dat seama că această frustrare, ură, întristare, de fapt mă consumă tot pe mine. Pentru că așa se întâmplă întotdeauna. În momentul în care e ceva nevindecat în tine sau ai un sentiment din ăsta negativ foarte puternic față de cineva, negativismul ăla te mănâncă pe dinăuntru, tot pe tine. Și persoana respectivă își vede de viața lui liniștit. După care mi-am dat seama că e foarte trist ce i s-a întâmplat lui. Pentru că, de fapt, în momentul în care ne-a negat pe noi, și-a negat și viața lui de până atunci. Deci, mai mult de jumătate din viață s-a dus pe apa sâmbet. Și că o să ajungă la o vârstă la care cel mai mult contează amintirile. Și el o să rămână în loc de o cutie imensă plină de cadouri, cu ceva foarte meschin. Și atunci, sentimentul meu în acest moment este unul de milă. Îți este milă? Mi-e milă, pur și simplu. Vorbeai mai devreme de bărbați trofeu. Explică-mi conceptul și explică-mi cum i-ai ales. Foarte mult timp nu am fost, nu m-am cunoscut pe mine ca femeie. Oricum am trăit alte vremuri și încă eu am fost privilegiată pentru că am provenit dintr-o familie cu un nivel de educație superior și am mai avut așa tangențe și posibilitatea de a mă informa, de a citi măcar, de a cunoaște oameni extraordinari, de a călători în locuri deosebite. Însă erau alte vremuri și atunci cred că pentru o fată este extrem de importantă imaginea mamei. Este esențială și că felul în care o vede pe mama ei și la rândul ei este privită de mama ei îi influențează enorm cursul vieții. Eram o femeie foarte nesigură de ea, foarte nesigură de ea. Nu mă plăceam, aproape că nu mă uitam în oglindă. Mi-era teamă să mă uit în oglindă. Oricum am fost geek-ul școlii, așa, în liceu eram fata nepopulară cu ochelari, introvertă, care în pauză, în loc să iasă să socializez, stea în clasă și citea, ca să înțelegi peisajul. Și în momentul în care am crescut, probabil din frustrările astea, din nesiguranța
mea ca femeie, am vrut să contrabalansez prin parteneri care erau răfniți de alții, de altele. Nu prea a fost dragostea. Însă întotdeauna am avut o frică, o teamă și am ales calea sigură, ca să zic așa. Tatăl Calinei a fost calea sigură? La momentul respectiv a fost un act de rebeliune, iar sarcina a fost întâmplătoare, n-a fost programată, însă am căzut de comun acord ca să o păstrez. Din partenerii pe care i-a avut, acești bărbați trofee, cum îi cataloghezi tu, este unul de care nu vrei să-ți aduci aminte? Sunt chiar mai mulți. De ce? Pentru că mă pun în oglindă cu starea mea sufletească de atunci, din cauza asta. În altă ordine de idei, sigur că din fiecare experiență am încercat să învăț ceva. Sau chiar dacă n-am învățat la momentul respectiv și am repetat niște lucruri, în timp tot m-am ales cu ceva. Parteneri violenți ai avut? Da, am trecut prin violență domestică, dacă asta era întrebarea. Prin abuz psihologic mai mult. Însă aici m-a ajutat foarte mult educația primită acasă și foarte mult felul în care mi-a schimbat mentalitatea, contactul cu societatea occidentală. Hai să mergem acolo în momentul ăla. Zim ce se întâmpla la voi în casă. De unde pornea și cum pornea și la ce se ajungea? Pe abuzul psihologic poate fi extrem de subtil și foarte pervers. Adică nu neapărat perceput de cei din jur. Da? Deci el poate să înceapă de la mici remarci, cum că te-ai îngrășat un kilogram, nu mai ești atât de atrăgătoare, nu ești suficient de bună gospodină, lucruri care îți minează, cum să zic, stima de sine, încet, dar sigur, și el poate ajunge la niște cote foarte înalte, în care se țipă, se înjură, se folosesc cuvinte jignitoare și, bineînțeles, și mai departe de atât. Ce se întâmplă când există agresiunea violentă? Adică, ce simți ca femeie când primești o palmă, de exemplu? E groaznic. E ceva infernal. Pentru o femeie, violența fizică, pentru că știu că de multe ori sunt percepută ca o feministă foarte pe cai. Dar eu mă consider, da, sunt feministă, însă mă consider moderată. Eu consider că suntem egali, dar suntem diferiți, femeile cu bărbații. Funcționăm pe structuri emoționale diferite. Și atunci este extrem de important, ca să poți să ajungi la, cum să zic eu, la un parteneriat și să te completezi unul pe altul, să înțelegi acest mod de funcționare. Da? Că această violență a lui vine și ea de undeva. Da? Eu cred că, din păcate, în România, această problemă este endemică și are niște rădăcini extrem de profunde, extrem de bine ancorate și că lucrurile astea nu o să se schimbe prea curând. Îți aduce aminte un episod care te-a marcat pentru toată viața și l-ai păstrat acolo în minte ca să nu-l uiți, ca să nu mai treci prin asta? Da. Prima palmă pe care am primit-o și felul în care la momentul respectiv, pentru că
mi-era rușine. Ăsta e un alt subiect, rușinea asta românească, care o să ne omoare pe toți într-o zi. Am dat explicații penibile, cum că m-am lovit în baie, în loc să mă duc să depun o plângere la poliție. Acum ai fi depus? Da, în secunda 2. L-ai părăsit? Da, bineînțeles. Și a cerut scuze vreodată? Nu, nu, pentru că era crescut într-o familie în care violența era ceva banal. Familie fericit. Da. Ți-a fost greu apoi, după ce te-ai despărțit de soț, să rămâi o mamă singură? Da. Da, mi-a fost extrem de greu. Mai ales ținând cont de cum erau vremurile atunci și care era mentalitatea. Și faptul că am avut puține persoane care să mă ajute, să mă sfătuiască, pentru că ai mei erau prinși într-un vârtej de evenimente și alte lucruri. Faptul că aveam baby blues, lucru de care nu prea se vorbea la momentul respectiv. Și îmi gestionam cu greu emoțiile. Faptul că corpul meu s-a transformat și trebuia să fac față la chestia asta. Da, mi-a fost foarte greu. Relația cu Calina nu a fost foarte ușoară. Cumva este genetic să fiți rebele. Știu că a existat o anumită rebeliune și a Calinei față de tine. Ai știut să o înțelegi când a fost rebelă? Da, de asta spun. A fugit de tine, practic. Da, a fost... nu. Calina a fost un copil foarte ușor de crescut, pentru că altfel nu știu ce m-aș fi făcut. Chiar a fost un copil ușor de crescut. A avut momentul ei de rebeliune la adolescență, când... cu toate că mă pregătisem, citisem, mă sfătuisem și așa mai departe, tot mi-a fost greu, poate tocmai din cauza faptului că eram o mamă singură, mi-a fost mai greu să înțeleg lupta ei pentru câștigarea independenței, ca să zic așa. Și am trecut prin... foarte multe stări, în afară de îngrijorările normale pentru un adolescent care ieșea, petrecea chiulea de la școală și așa mai departe. Deci frica aia primară de mamă. Cred că într-un fel faptul că și-a făcut, cum să zic eu, terapia ei și mi-a întors spatele, cum ai zis tu, la un moment dat. Deși îmi dădeam seama că face din parte din procesul maturizării, m-a speriat foarte tare. Pentru că mi-a fost teamă să nu o pierd. Când te-ai speriat cel mai tare cu ea? Am avut vreo 3 ani de sperietură. Ca să zic așa. De un eveniment pe care ți-l aduce aminte când ți-a stat inima în piept? A, erau zilnice. Mihai, sincer, nu, chiar nu evit subiectul, dar nu, uite, vezi că pe de altă parte nu am avut lucruri de genul extrem de grave, în care se întâmple lucruri cu adevărat importante, știi? Tatăl a fost alături de ea? Nu. Are nevoie de el? Are. Are. De asta știu că cumva în subsidiar plutea întrebarea dacă regret sau nu, că, sau dacă aș mai alege o dată să fiu mamă singură. Nu sunt sigură că aș alege din nou. Adică cu experiența de acum mi se pare foarte complicat. Pentru, știu că o să-mi atragă oprobiul multor femei, dar eu cred că așa este. Ori ca mamă singură,
este foarte greu să faci toate lucrurile astea, dacă nu e imposibil. L-ai sunat vreodată pe tatăl copilului tău să-l rogi să fie parte din viața Calinei? Da, de multe ori. Și ce-ți spun? Am abandonat lupta, cred că acum un an. În toți anii ăștia am încercat să îi explic că în momentul în care am hotărât să facem un copil împreună, deci n-a fost numai hotărârea mea, pentru că era doar hotărârea mea, mi-o asumam. Și nu mă bazam pe prezența lui. Cât de importantă este pentru o fată prezența masculină a tatălui ei și sincer, ce m-a făcut să abandonez lupta a fost faptul că am avut o discuție cu Calina și am realizat că ea a crescut, că a înțeles foarte multe lucruri și că, deși poate nu este ușor și poate este un lucru la care va mai trebui să lucreze, și-a dat seama că asta este situația și că nu o să aibă parte de sprijinul lui. Aș vrea să clarificăm două din lucrurile care au apărut în presă, pentru că e important. Am aici trecut și trebuie să te întreb. S-a scris foarte mult despre faptul că ai relații cu băieți foarte tineri, de exemplu. Da. Este adevărat? Da, este adevărat. Ți alegi tu să fie tineri? Nu. De cele mai multe ori mă aleg ei pe mine. De ce? Să știi că și eu m-am întrebat și chiar am discutat cu prietena mea, care e psiholog, acest subiect. De ce nu... Am avut și parteneri de vârsta mea sau mai mari. De ce mi-aleg așa cumva? Pentru că cred că bărbații de vârsta mea au un anumit gen de mentalitate. Mentalitatea aia de care fug eu și care nu-mi place și care aștept să treacă odată, să se ducă generația noastră și să vină una tânără construită pe niște idei mai sănătoase, mai moderne și mai empatice. Și mai un lucru de care s-a scris, la un moment dat în presă, pe lângă alte multele, în care tu erai acuzată cumva de cleptomanie într-un da. Fel sau altul. Și cred că e locul în care, dacă vrei, putem să rezolvăm și acest lucru. Da, sigur că da. Trebuie să te explic că eu am umblat niște anturaje foarte toxice. Foarte mulți ani, de fapt știi. Așa. Și că în jurul meu erau tot felul de oportuniști care chibițau așa în funcție de starea pe care o aveam eu la momentul respectiv. Vorbesc de starea socială, financiară și așa mai departe. Dar care aveau și foarte multe alte frustrări pe lângă, deși știau exact care e viața mea și că nu e neapărat cea mai roz sau cea mai fericită sau poate nu e viața pe care mi-aș fi ales-o. Aceste frustrări ale lor, eu la momentul respectiv nu le-am perceput și nu am știut, am avut o mare problemă cu alegerea prietenilor, mult timp. Era și situația care era cu presa atunci, care, slavă Domnului, s-a schimbat, deși lumea poate nu percepe așa, dar eu trecând prin tot acest calvar, îmi dau seama că totuși s-au schimbat lucrurile și nu mai sunt ca atunci. Și sigur că oamenii respectivi au făcut diverse lucruri ca să mă sape din invidie, din frustrare și au transpus pe mine niște lucruri pe care le făceau ei. Dar te-au afectat? Da, m-au afectat și profesional și
personal, cum să nu. Deci eu am avut un mare noroc. Vreau să-mi spui, să închidem cercul. Cine ești azi? Cu ce te ocupi? Eu zic că sunt cu totul alta. De fapt, nu sunt cu totul alta, sunt tot eu cea care eram, dar am reușit să ies la suprafață. Cam asta este. Și cu ai niște proiecte personale? Da, da. Am, iarăși, altă chestie. Toată viața mea am oscilat așa, pe partea profesională. Știi foarte bine, un pic în televiziune, un pic acolo, un pic, dar nimic foarte personal, foarte al meu. Am avut și o mică afacere, dar parcă nu mi-am găsit locul nicăieri. Am hotărât că ca toată această experiență cu bune și cu rele și faptul că notorietatea asta pe care eu nu mi-am dorit-o niciodată, dacă tot o am, să o folosesc într-un scop mai bun. Așa că m-am hotărât să intru pe partea socială. Și o iau așa, cu baby steps. Acum lucrez la o asociație non-profit care se ocupă cu ajutorarea tinerilor aflați în dificultate. Și aș vrea să dezvolt acest proiect, să dezvolt un alt proiect pe lângă, care să lupte pentru egalitatea de gen. Mulțumim, Cătinca. Astăzi am vorbit despre fata lui tata, care de fapt nu este fata lui tata. A fost o poveste despre greutățile pe care le-a întâmpinat un simplu om pentru a ajunge azi aici, să ni le spună în oglindă. Vă mulțumim!